Meșterul coșocar Dumitru Sofone a încetat din viață astăzi la vârsta de 84 de ani. În ultimii ani a fost încununat de aprecieri și diplome pentru ceea ce a realizat. Miile de cheptare lucrate cu mâna lui sunt purtate astăzi cu mândrie de consăteni, dar și de oameni de seamă. Unul dintre ei a fost chiar Tudor Arghezi, care i-a trimis o scrisoare de mulțumire. Pentru dăruirea sa, Dumitru Sofone a primit în anul 2011 diplomă de tezaur uman viu. O astfel de diplomă a fost acordată unui număr de doar 5 persoane din toată țara. Cetățean de onoare al Comunei Drăguși, Dumitru Sofone a scris o filă de istorie cu fiecare coșoc care a ieșit din atelierul său. Priceperea și pasiunea pentru acest meșteșug l-au făcut renumit în întreaga țară. Tatăl său a fost cel care l-a învățat această meserie, în urmă cu 70 de ani. Chiar dacă Neatrășuc avea degetele bătătorite de la cusut, niciodată nu s-a gândit să își schimbe meseria, ci s-a mândrit cu lucrările lui, chepterițele care sunt purtate de mii de oameni. Și a încercat să transmită mai departe acest meșteșug. Aceste mărturisiri le-a făcut pentru televiziunea Făgăraș în anul 2011, la ceremonia de primire a titlului de tezaur uman viu. Eu m-am născut în Pietece. De când am putut să-ți ia cu mână, tata, zice, nu cu Sania, că de aici iese banii și ne da norma. Faci atâta, ești liber. Întâi îți înveți, coși atâta, ești liber după. Dacă mai e timp, dacă nu, nu. Poți să stai într-o zi și 20 de ui și să le sar cheile și să le... lucru până când îl pui în spate la respectivul. Drum lin către cer, Neatrășuc.